Bună dimineața și bine ați venit la lecția 66 de limba română pentru străini și clasa 1. Vă amintesc că pe acest canal copiii dumneavoastră găsesc lecții de limba română și de limba engleză pentru toate clasele. După ce va începe școala, veți găsi din fiecare carte, din fiecare manual pe care se învață la școală, fiecare lecție și toate exercițiile explicate și rezolvate. Pe acest canal mai găsiți rubricile pentru tine, doamna mea, din Înțelepciunea Lumii și povești pentru copilași drăgălași. Acesta este un canal gratuit. Ca să puteți beneficia în continuare gratuit de toate lecțiile de pe acest canal, vă rog să vă abonați. Mulțumesc și vom începe lecția de astăzi. Astăzi vom învăța litera B. Aceasta este litera B mic. Litera B mic. Ce vedem în aceste imagini? O barcă. O barcă. Litera B este la începutul cuvântului. O albină. O albină. Litera B este la mijlocul cuvântului. Un cerb. Un cerb. Litera B este la sfârșitul cuvântului. Ce observăm în această imagine? În această imagine observăm doi copii. El este Șerban. Ea este Mirabela. Cum se numește băiatul? Băiatul se numește Șerban. Ce poartă băiatul? Băiatul poartă tricou galben și pantaloni verzi. Ce face băiatul? Băiatul lucrează sapă la o groapă. Cum se numește fata? Fata se numește Mirabela. Ce poartă fata? Fata poartă o rochiță roșie. Mirabela poartă o rochiță roșie. Cei doi copii vor să planteze un puiet de brad. Un puiet de brad, adică un pui de brad, un brăduț micuț. Ce fac înainte de a planta bradul? Înainte de a planta, ei fac o groapă. Aceasta este o groapă. Au făcut groapa cu sapa. Ce au văzut copiii în iarbă? Copiii au văzut în iarbă un pui de vrabie. Acesta este un pui de vrabie. Unde este puiul de vrabie? Puiul de vrabie este în iarbă. Literele V, I, S, B, E, T. Încă o dată. V, I, S, D, E, T. Bloc. Bloc. Brad. Brad. Iarbă, iarbă, vrabie, vrabie. Titlul lecției noastre este În parc. Lecția noastră se intitulează În parc. Haideți să citim lecția. Șerban locuiește la bloc.
El se plimbă adesea prin parcul din apropiere. Se întâlnește cu Mirabela. Vor planta un puiet de brad. Mirabela observă ceva în iarbă. Este un pui de vrabie. Mirabela și Șerban sunt bucuroși. Mirabela întreabă, unde locuiesc bunicii tăi? Șerban răspunde, bunicii mei locuiesc la Târgoviște. Haideți să punem întrebări și să răspundem folosind cuvintele din lecția noastră de astăzi. Nu știu cum să țin cartea să vedeți și imaginea și lecția. Unde locuiește Șerban? Șerban locuiește la bloc. Unde locuiești tu? Eu locuiesc tot la bloc. Sau eu locuiesc la casă. Sau eu locuiesc într-o vilă. Pe unde se plimbă Șerban? Șerban se plimbă prin parcul din apropierea blocului său. Șerban se plimbă prin parcul din apropierea blocului său. Cu cine se întâlnește Șerban? Șerban se întâlnește cu Mirabela. Ce vor face copiii în parc? Copiii vor planta un puiet de brad. Ce observă Mirabela în iarbă? Mirabela observă în iarbă un pui de vrabie. Puiul de vrabie poate să zboare? Nu, puiul de vrabie nu poate să zboare. Ție îți plac plantele? Da, mie îmi plac plantele. Ai văzut vrăbii? Da, am văzut vrăbii. Vrăbiile sunt niște păsări mici. Vrăbiile pot să zboare. Ce culoare au vrăbiile? Vrăbiile sunt maronii. Dragii mei, aici observăm cele trei imagini, da? Am spus că aceasta este o barcă. Ce face barca? Barca plutește pe apă. Aceasta este o albină. Ce este albina? Albina este o insectă. Ce face albina? Albina face miere. Ce este acesta? Acesta este un cerb. Unde trăiește cerbul? Cerbul trăiește în pădure. Cerbul este un animal frumos. Cerbul are coarne. Cerbul are coarne rămuroase. Litera B mic de mână. B mic de mână. Boboc. Brad. Șerban este bucuros. Tu ești bucuros? Da, și eu sunt bucuros. Pentru că am mai învățat astăzi o lecție de limba română.
Îți place limba română? Da, îmi place limba română. Aceasta a fost lecția noastră pentru astăzi. Vă mulțumesc pentru participare și vă amintesc ca înainte de a închide să vă abonați. Dacă v-a plăcut, lăsați-mi un like și recomandați-le și prietenilor voștri acest canal. La revedere!